Bună ziua, mă numesc Axel Mustaș și, după cum se aude și numele, sunt un actor român. Mă bucur să mă aflu hologramic printre voi. Din păcate nu am putut să vin cu propria prezență, deoarece sunt plecat din țară. Dar sunt cu gândul alături de voi și o să vă povestesc foarte scurt cam despre ce este vorba în filmul pe care îl veți urmări în câteva momente. Eu am jucat unul dintre rolurile principale, m-am bucurat de acest lucru și mai ales m-am bucurat că am putut să joc într-o coproducție internațională care tratează o temă care se întâmplă la noi în România. Nu chiar în Râșnov, dar oricum în Ardeal. Este vorba despre comunitatea sașilor. Nu știu cât de multe știți voi despre ei. Nici eu nu o să vă zic foarte multe, deoarece o să vă las ca să vedeți toate aceste lucruri prin intermediul filmului. Dar este vorba de o comunitate foarte veche care a stat foarte mult aici la noi, în România, mai ales în Transilvania, și care încetul cu încetul s-a evaporat. Nu de tot, slavă Domnului. Este ceva frumos pentru un actor să joace într-un film care știe că are corespondent în real, în realitatea istorică și nu atât de mult în ficțiune, și cred că este la fel de interesant pentru un spectator să vadă un film care are legătură cu el, cu România, cu locurile în care trăim. Organizatorii festivalului m-au rugat totuși să vă dau câteva mici indicii, nu atât despre film, cât despre personajul interpretat de către mine, pentru care, slavă Domnului, am fost și nominalizat pentru cel mai bun actor de film la debut, la Undine Awards în Austria. Un prieten spunea că am făcut două personaje într-unul, deoarece o să vedeți că personajul se dezvoltă. Pornește de la un copil inocent, cum am fost cu toții, și ajunge încet, încet să fie atras de o ideologie, de un ideal, el provenind dintr-o familie săracă, și să-și găsească în acest ideal menirea, scopul lui în viață, neuitându-se ce poate provoca în jur acest lucru. Cumva, cred că la fel s-a întâmplat și cu noi toți în timpul comunismului. Aici nu este vorba de comunism, este vorba de o altă perioadă, dar cred că are de-a face mult cu noi și cum am fost noi formați ca români. Aveam 25 de ani când am jucat rolul. Rolul are 16 ani, personajul. Vă spun un mic secret. În cocoșul decapitat au fost decapitați vreo 5 cocoși. Foarte multe nu vreau să vă povestesc despre film, deoarece cred că filmul trebuie să spună lucrurile prin propriile lui cuvinte. Vă urez să vă relaxați, să vă așezați liniștiți în scaune, să râdeți dacă este de râs, să rămâneți pe gânduri dacă vă vine să stați pe gânduri și să vă bucurați de acest film. Vizionare plăcută!